Deschidem Sfânta Scriptură, începem în seara aceasta doar prin citirea unui singur verset de unde plecăm în mesajul din seara aceasta, Matei, capitolul 6, versetul 34. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetul 34. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Săptămâna trecută am adus înaintea noastră un mesaj în care am căutat să arat de cine și de ce să ne temem. Concluzia ar fi că cine se teme de Dumnezeu, nu mai trebuie să se teamă de nimeni și de nimic. De acolo începe totul. Dar am scos în evidență câteva lucruri de care să ne temem, începând cu frica de Domnul și frica de păcat. În seara aceasta, ca un răspuns al mesajului de săptămâna trecută, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat De ce să nu te temi? De ce să nu te temi? De ce e important din când în când să ne încurajăm și să alungăm frica? Deoarece frica este Parte integrantă din viața unui om, și oricât de tare ar fi un om, din când în când, are momente de frică, de teamă. Dacă nu are într-un domeniu, va avea un altul. Dacă nu va fi în acela, va fi în celălalt. Dar nu cred că spun un lucru nou afirmând că toți dintre noi, dacă am trecut prin viață cât de cât toți dintre noi, la un moment oarecare, ne-am temut, ne-am înfricat, am avut emoții de, de, groază chiar. Poate când ai trecut frontiera, până în ziua de azi, mă mir cum am mers la frontieră, așa de nepregătiți. Dar e bine să fii naiv și credincios. Naiv în lucrurile pământești și credincios în Dumnezeu tot puternic. Că numai asta ne-a dus la frontieră. Dar frica am avut. Am avut. Și frica, după cum aminteam și săptămâna trecută, frica e bună, e sănătoasă, dar trebuie gestionată și administrată bine. Fiecare dintre dumneavoastră ați avea o poveste lungă cu momentele în care va fost frică. Momentele în care v-ați temut. Țineți cont că cei care sunt mai mari și mai importanți ca și noi, cei care conduc țările și lumea, pot să stăpânească cel mai ușor prin frică. Țineți cont că la frică, oamenii cumpără și oamenii vând la frică, mai mult decât altă dată. Dacă toată lumea ar fi liniștită, economia lumii ar putea fi controlată foarte ușor și omul ar ști dinainte la ce să se aștepte. Dar uitați-vă la ce s-a întâmplat și se întâmplă în istorie de-a lungul vremei. Din când în când apare câte o frică. Și ce fac oamenii la frică? Mișcă banii dintr-o parte într-altă. Ori cumpără, ori vând. Acum să cumperi aur, acum trebuie să vinzi aur. Acum trebuie să cumperi real estate, acum trebuie să vinzi real estate. Acum trebuie să cumperi cryptocurrency, acum trebuie să vinzi. Acum trebuie să cumperi provizii că vine în cazul și două săptămâni de zile să ai provizii în, în pantry, să ai apă în plus. Acum trebuie să cumperi, la, în anul 2000, știi că o trebuie cumpărat generatoare, o trebuie cumpărate baterii, o trebuit cumpărate computere noi, o trebuit cumpărat, cumpărat, cumpărat. O mers economia extraordinar. Și în 2000 tot o căzut jos. Frica mișcă banii și face economia să funcționeze, să meargă bine. La frică întotdeauna cineva câștigă și cineva pierde. Ăia cu bani și ăia cu minte, ăia, câștigă. Și când pierd alții, și când câștigă alții. Orică merge în jos, orică merge în sus, ei câștigă. Noi, oamenii de rând, să nu zic fraierii, noi cam pierdem. Frica mișcă lumea asta. Am fost martori în anul 2019. Frica a cuprins întreaga lume. O perioadă de timp și nouă ne-a fost oarecum frică, cel puțin parțial. Frica a fost doar că n-am știut ce se întâmplă în lume, dar nu, pentru viața noastră nu ne-a fost frică. Acum nu știu dacă vorbesc în uh, numele tuturor, dar vorbesc în dreptul meu, nu mi-a fost frică. Frica a fost că n-am știut ce se întâmplă cu lumea asta și cât de departe. Se va merge, dar în rest, pentru viață sau pentru sănătate, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Frică există, cineva vrea ca tu să te temi. Ascultă-mă, cineva vrea ca tu să te temi. Și-s puține lucruri de care trebuie să te temi, le-am amintit săptămâna trecută. În seara aceasta aș dori să vă îmbărbătesc și pe dumneavoastră și pe mine, și să vă spun că nu trebuie să ne temem. Să nu ne temem. Și doar specific trei lucruri de care nu trebuie să ne temem și de care lumea să teme în continuu. Primul lucru de care să nu ne temem este ziua de mâine. Ziua de mâine. Și am citit cuvântul. Sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Când lucrurile par nesigure, încep să te temi, să te îngrijorezi. Când par nesigure, când sunt sigure, adică dacă ai bani, dacă ești sănătos, dacă businessul îți merge bine și dacă toate semnele arată că lucrurile sunt așezate bine, n-ai de ce să te temi. Dar cum apare o nesiguranță pe undeva? Deja încep să te temi. Oare ce va fi? Și fiecare dintre noi am trecut oarecum prin această frică. Unii dintre dumneavoastră chiar și acum o trăiți. Unii dintre dumneavoastră care auziți aici sau mai departe. Frica zilei de mâine. Dacă ai appointment, programare la doctor. Dacă ai programare la doctor. Dacă ți-a făcut niște teste și mers să-ți spună rezultatul, să nu spui că nu-i un pic de îngrijorare și de frică. Asta e, asta e un lucru, as mai multe. Am o listă simplă. Dacă ai examen, dacă ai examen mâine, să nu spui că dormi prea liniștit. Încep să te frămânți. Pe lângă faptul că înveți, încerci să înveți, te rogi, Doamne, ajută-mă. Și eu am trecut prin mai multe examene și, ai, ce, ce emoții și ce stres. Și cel mai grav a fost când la examen am uitat și ce am știut. Asta e cel mai greu și n-am înțeles de ce Dumnezeu nu vrea ca să mă duc în direcția aceea. Eu am zis, Doamne, m-am rugat și am postit să țin minte tot ce am învățat și să-mi aduce aminte lucrurile care le-am învățat mai de mult, ca să le știu acum, să-mi aduce aminte. Am mers la examen lucrurile care le-am știut. C imediat după ce am ieșit afară de la examen, mi le-am dus aminte de toate. Te duci la examen. Frică, teamă, îngrijorare. A interviu pentru geab. A interviu. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mers la un interviu ca să primiți un job, Sau un contract mare. Cu o zi înainte, cu două zile înainte. Pregătire. Ce să zic, ce să nu zic. Ce fel de om o să fie, ce fel de companie. Oare ce o să mă întrebe? Frământare. Îngrijorare. Economie. Mersul lumii. Cum o să fie? Dacă te apropii de bătrânețe, sunt trei lucruri care nu le vrei și care te îngrijorează. Să ajungi bătrân, să ajungi singur, bolnav și fără bani. Singur, bolnav, și fără bani. Zici, mă, dacă singur și bolnav, măcar să am bani. Dacă n-am bani, măcar să nu fiu singur și dacă sunt bolnav, să mai fiu cu cineva. Dar dacă toate trei n-ai pe nimeni și ești bolnav și n-ai bani, ai motive oarecum să te îngrijorezi. Și sunt unii care se îngrijorează, alții se îngrijorează numai gândindu-se la una dintre ele. Economia lumii e instabilă. E instabilă. Chiar săptămâna aceasta în, am aflat din Burundi că s-a oprit circulația bagnotelor de 10.000 și de 5.000 de franci. Și toți oamenii care au bagnote acasă trebuie să le dea la bancă, să le depună în bancă în contul lor. Toți cei care au bani acasă. 10 zile le dă la dispoziție ca să depună bani în bancă. Și ne-a trimis de acolo uh, fratele Marc o listă cu banii, aproximativ 22 de milioane în banii uh, Burundi Franks, care nu-i uh, mare lucru, vreo 5.000 de dolari. A trebuit să ia banii de 5.000, de 10.000 și să-i ducă la bancă, i-a depozitat în bancă, nu-i nicio problemă. Pentru că o să se schimbe banii. Și cine nu depune bani în 10 zile, banii aia nu mai sunt buni. Și am zis, mă, acum mai prinde pe toți cei corupți. <laughs> toți cei corupți, toți cei care au un metru cub de bani, că ăștia din government și ea corupți, ăștia au adunat bani. Nu știam noi de ce dolarul e așa de scump, că sunt stare să cumpere așa de scump. Într-o zi au crescut dolarul de la 3.000 la 3.800. Ultima dată am schimbat la, la 4.000 când am fost acolo. 4.000 de franci pentru un dolar. Bă, de ce să plătesc atâția bani? A crescut așa dintr-o dată. Unii cred că au mirosit, au știut să nu-i prindă cu bani de-a lor, că dolari, dolari rămân, euro rămân, dar să nu-i prindă cu banii lor. Imaginați-vă dacă corupții din guvern au avut o magazie acasă, că acolo 100 de mii de dolari, cu 100 de mii de dolari să umple un por bagaj la o mașină mare de bani. Sunt trei genți de bani, 100 de mii de dolari. Imaginați-vă unii cu putere, acolo au un metru cub, doi metri cub, 3 metri cub de bani. Nu, no, du-te acum cu ei la bancă. Du-te cu ei la bancă. La bancă o să te întrebe, da, de unde ai banii ăștia? <laughs> Și trebuie să fii pregătit. Și ce o să facă cu ei? Cum s-a făcut în România când s-a schimbat regimul? E îngropat, e ars, i-o aruncat pe apa sâmbetii în lac, acolo. O să facă banii să dispară și să reglează economia. Ce frică e acum acolo. Dar zic mă, într-o zi se va întâmpla lucrul ăsta în America, în lume? Nu știm, nu anticipăm să se întâmple așa ceva. Și dacă se întâmplă, ce spune Domnul de ziua de mâine? Nu vă îngrijorați. Ce se întâmplă în lume. Îți motive să te îngrijorezi, în fiecare zi e un headline care te cutremură. Motive să te îngrijorezi. Nu spun un lucru nou, mă mai repet, în Ucraina iată că nu s-a terminat războiul. Când a început am zis că în câteva săptămâni e gata, în februarie a fost un an de zile. Cine știe cât dorează? Poate să fie un război continuu, că sunt multe arme în lume care trebuie să explodeze undeva. Până la urmă am început să cred și eu chestii de genul ăsta. Mă țările cu, cu bani mulți și-au adunat armament și nu-i mai bun. Ce faci cu proiectilele vechi? Ce faci cu atâta muniție veche? nu mai bun. Și armele se expirate și tot. Undeva trebuie să explodeze toate astea. Și vin și unii și alții, dau și armele și muniția și să scapă de ele. Cum e America și Europa de vest, dacă trimit acolo arme și muniție, să se scape de ele, că e nevoie de altele noi. Trebuie cheltuiți bani noi ca să intre în, în arsenalul militar. Încep să cred și despre asta. Și s-ar putea să țină mult, până să cam gata din arme. O să înceapă în altă parte a lumii. Nu știm, cine știe. Am avea motive ca oameni să ne îngrijorăm de ziua de mâine. Am avea? Am avea motive. Dar ce spune Domnul? Ce spune Domnul? Nu vă îngrijorați. Că se va îngrijora ziua de mâine de ea însăși. Adică mâine încep de la început. Ce să porți povara azi? Povara care trebuie să o duci mâine. Dacă îți arată, te duce cineva în fața unei grămezi uriașe de sași de ciment. E o grămadă uriașă, e cât un munte, e cât biserica asta. Și vine și spune, grămada asta trebuie mutată de aici a 20 de metri mai încolo și făcut altă grămadă. Asta trebuie făcut, mutată de aici, dincolo, că e un gard, asta e pe proprietatea vecină. Te uiți la muntele ăla și sunt câteva zeci de mii sau sute de mii de saj de ciment și zici, păi glumești? Are you kidding me? Nu pot așa ceva. Nu, dar începe cu câte un sac. Pentru că ai doi ani la dispoziție să muți. Ai doi ani. Și când ai terminat de mutat să vezi ce exercițiu, ce mușchi la abdomen ai, să vezi ce tare sunt mușchii de la spate, bicep și, și tricep și, și trapezi, să vezi ce puternic ești după doi ani de zile, după ce în fiecare zi cari. Dar nu trebuie să te îngrijorezi, că nu trebuie tot să-i cari azi. Dacă toți trebuie să-i cari azi, mori. Mori. Dar dacă ai doi ani la dispoziție, nu e nicio problemă. Calculez cam cât sunt și văd cam cât îmi vin pentru o zi. Dacă trebuie să mut într-o zi 200, mă descurc cu 200. E fain și în fiecare zi. Ce înseamnă asta? Ăsta e motivul pentru care Domnul Isus a zis, ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Azi e destul. Și așa cât o zi vine cu multe poveri. Două până seara. Mâine dimineață când răsare soarele, din nou răsare bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu peste viața ta. Nu te îngrijora de ziua de mâine. Pune ziua de mâine în brațul lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu. Și o zic, amin, ajută-ne, Doamne, la asta. Al doilea lucru de care să nu ne îngrijorăm și să nu ne temem, de moarte, de moarte. Asta e cea mai mare groază. Că acum îngrijorările vieții mai sunt ele cum sunt, dar când e vorba de moarte, mi-a trimis cineva un mesaj, dar eu mai primesc din astea din când în când, dar nu le transmit mai departe. Mi-a trimis cineva un mesaj, din România, bine intenționat, îngrozit, ce o să vină peste America, ce o să vină peste America și război ce o să fie, nu, nu mai rețin dacă mi-au zis să-mi fie țărâna ușoară sau dacă mi-au zis să mă odihnesc în pace. Nu mai țin minte, una din astea două și românii știți ce înseamnă asta. O zis, rugați-vă, Domnul! Și eu am zis, aleluia, slăvit să fie Domnul! Frate Cornel, ce o să vină și ce va fi păstă voi acolo? Și ce se va întâmpla? Și eu am zis, Doamne, păi și dacă o să vină, eu o să mă îngrijorez de acum, dar trebuie să ne mutăm undeva, trebuie să ne mutăm undeva, mai trebuie cineva să câștige ceva, ne mutăm în cer, fraților. Ne mutăm în cer, că noi așteptăm ceruri noi și pământ nou în care va locui neprionirea. Noi asta așteptăm. Noi predicăm una, dar de-o parte, vai, să fugim unde ne va fi mai bine, nu? Fugim unde ne va fi mai bine. Cât o să-ți fie mai bine? Cât o să-ți fie mai bine? Că nici nu știi cât o să treci, că poți muri pe drum. Nu, unul care se îngrijorează, eu țin minte, am avut și între noi, și între noi au fost frați bine intenționați, oameni credincioși, temători de Dumnezeu. Așteptau să vină 666, să îngrozeau, să îngrozeau. O să vină 666 și, Doamne, ce va fi cu noi că nu suntem pregătiți? Și de mult o murit, o plecat la Domnul și că s-ar putea să vină, cândva s-ar putea să vină. Eu nu zic că nu o să vină, că e scris în Biblie. Dar nu-i treaba mea să știu când o să vină și cum o să vină și de ce o să vină. Ajunge zilei în cazul ei. Ce crezi că poți să rezolvi? Cu ce te pregătești? Vrei să fugi de moarte? Păcăli moartea! Categorică, nu alergi ca nebunul înspre moarte. Nu, sinuciderea ai păcat. Nu te duci tu intenționat. Dacă poți să salvezi viața, dacă poți să fii mai sănătos, am înțeles. Dar teama asta de moarte nu-i biblică. Nu-i din Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au privit înspre Dumnezeu prin credință, știind că El este Domnul vieții. Și noi știm că zilele noastre sunt în mâna lui Dumnezeu și când s-a terminat. Nu putem păcăli noaptea, moartea. Pentru că ori boală, ori accident, ori înnec, ori cădere de undeva, ori. Că uitați-vă, fraților, e o, o ciudățenie și care ar trebui să ne dea de gândit. Uitați-vă cum cum intră cineva într-un accident. Intră într-un accident. Mașina e distrusă. Trebuie să taie fier, fierul să-l scoată afară. Durează o oră, două cu aparatură specială să-l scoată din groapă, să taie din mașină. Și omul îi rupt tot. Îi rupt tot. Și trebuie făcute 20 de operații și pus în ghip, și pus șuruburi în el. Și scapă. Și după șase luni de zile, mai bine, toate s-au sudat la loc, toate s-au așezat la loc. Zici, mă, dar cum s-a întâmplat? Cam am auzit de celălalt care s-a împiedicat, împiedicat în fața casei, mă frate, s-a împiedicat în fața casei, s-a lovit cu capul de beton și a murit. O venit salvarea, l-a dus acasă, mă, extraordinar. Dumnezeu are viața noastră în mâna Lui. Te tem, nu te teme de moarte, pentru că avem pe cineva care e mai puternic decât moartea. Evrei 2 cu 14 spune așa. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost de deopotrivă părtaș la ele. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul să nimicească pe cel ce are puterea morții. Și nu numai atât, să mai facă ceva, fraților. Să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, frica de moarte, erau supuși robiei toată viața lor. Rob al fricii de moarte. Vai, vai, vai. Și adevărat că moartea e o experiență unică. Nici nu-i corect să o numesc experiență. Îmi retrag cuvintele. E un episod, e un moment. Știți de ce nu-i corect să spui, de, să vorbești despre moarte ca și experiență? Că moartea uh, nu are repeat. Nu are repeat. Moartea nu se repetă. Moartea e unică. La orice lucru ai experiență. Și noi întotdeauna vrem să vorbim cu oameni cu experiență, da? Dacă vrem un sfat despre business, întrebăm pe cineva care are experiență în business. Nu? Dacă vrem sfat medical, întrebăm pe cineva care are experiență în domeniu. Și asta sunt doctorii sau cineva care a trecut prin astfel de experiențe. Dacă vrem învățătură vis-a-vis -vis de creșterea copiilor, pe cine întrebăm? Pe aceia care au crescut copii, care au experiență. În orice domeniu vrem să ne vorbească cineva cu experiență. Acum vorbim despre moarte. Vreau să vă spun că am zero experiență. Eu vorbesc în dreptul meu, nu știu câți dintre dumneavoastră aveți mai multă experiență ca mine, dar eu am zero experiență la capitolul moarte, abar n-am cum mâini. Dacă este cineva care are mai multă experiență, Domnul să-l binecuvânteze. Eu dat Domnul a doua șansă, înseamnă că a murit și a venit înapoi și are un pic de experiență. Știți care e singura persoană care are experiență în domeniu? Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Hristos Domnul vorbește ca unul care are experiență. Experiență la viața în carne. Nu din greșeală se face mențiunea asta. El a fost deopotrivă părtaș la sânge și carne. El a trăit în carne și oase sau sânge și carne. El a trăit în trup fizic. Și el a trecut prin moarte, dar a biruit moartea, a înviat, Hristos a înviat, binecuvântat să fie numele Lui. Și asta înseamnă că El ne poate vorbi despre moarte și să ne spună, nu vă temeți, că moartea a fost biruită, extraordinar, nici de moarte să nu te temi. Știți că cei mai puternici oameni sunt oamenii care nu se tem de moarte, Ca aici îți amenințați. Oamenii, ai grijă. Dacă n-ai grijă, cine știe ce se poate întâmpla? Păi, bă, ce se poate întâmpla mai mult decât să fii torturat, să fii omorât? Cam asta ar fi cel mai grav ce s-ar putea întâmpla pe pământul ăsta. Și oamenii caută să se păzească. Și, într-o groază, o teamă în inima lor. Iată ce spune Dumnezeu lui Isaia în 43, 1 cu 5 și se adresează nouă, fraților. Haideți să citim, sunt cinci versete, dar merită citite. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Pune numele tău acolo, unde scrie Izraele. Cornel, Sorin, Peter, Nelu, pune numele tău. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu, cu numele. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde. Și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț. Pentru răscumpărarea ta și Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi pe neamul tău. Dacă vei trece prin foc, dacă vei trece prin apă, apa, Inundațiile omoară, focul arde. Gloanțele omoară. Fratele Tyler, o trecut prin opt. Nici nu-i nevoie de un glonț, o jumătate de glonț. O formă de glonț. E suficient ca să ia viața unui om. Și a trecut prin opt. Pentru că Dumnezeu a rostit viață. Dacă Domnul vrea să-ți dea viață, Domnul îți dă viață! Dacă Domnul vrea să te cheme acasă, Domnul te cheamă acasă, crezi că te poți împotrivi? Când am fost de 24 de ani, am zis că dacă ajung până la 40 de ani, aleluia, slavă Domnului, mi-am mi trăit viața, mi-am mâncat mălaio, mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaio, cum zice românul. Azi dacă ajung la 40 de ani, 45 de ani, aleluia, slavă Domnului. Uite că am trecut de 60, acum ce să, ce să zic? Păi mai vreau încă 20, mai vreau până la 80. Când ajung la 80, dacă sănătos, Doamne, dar încă 10 ani la tine, ce contează? Că oricum, după ce plec la tine, tot la tine sunt. Mai lasă mai aici, că aici ai timpul limitat. Dincolo, uh, nu mai e limită. Că discutăm și în glumă și în serios cu soția, ei mai zic, zic mă, noi, eu cred că noi vrem, vrem, să trăim încă aici, pentru că aici e limitat. Și normal că la ce e limitat vrei să mai adaugi că după ce ai plecat, ai plecat și ai intrat în eternitate și ai nu să mai termină. Vine învierea și continuă, dar continuă eternitatea cu Dumnezeu. Câtă vreme ești aici, mai te lești de unul de altul. Dar când Dumnezeu hotărăște să te cheme acasă, ai spus amin, ai plecat. Domnul a biruit moartea, de aceea noi nu ne temem de moarte. Noi slujim Domnului care a biruit moartea. Și orice ar fi să se întâmple, suntem în mâna Lui. Și apoi, legat de aceasta, în al treilea rând, nu trebuie să ne temem de dușmani, de vrășmași. De vrășmași. E și asta o frică, da, este o frică și a fost de-a lungul istoriei. Frică de vrăjmaș. Când cineva vrea să-ți facă rău, și Israelul, ca popor al lui Dumnezeu, a trecut prin multe temeri de genul acesta. Dușmanii uneori sunt mai de temut ca moartea. Pentru că moartea poate să fie mai ușoară sau poate să fie mai înfiorătoare, mai groznică. Dușmanii erau de temut că inventau moduri noi de ucidere, de omorâre. Nu vi se pare interesant în vremurile acelea? În vremurile vechi, ca să-i înfrice pe oameni, nu doar îi omorau, îi omorau în anumite feluri, forme și chinuri ca să îi îngrozească, exact cum au fost prigoniți primii creștini. Să zic că moartea mai simplă, mai ușoară era tăierea capului, decapitarea, cu o singură lovitură, cu o singură tăietură, omul a plecat din lumea asta. Era simplu. Dar mulți au inventat alte alte tipuri de moarte. Noi citim din istorie de Vlad Țepeș, țineți minte de Vlad Țepeș, ce am învățat la istorie. Ai, Doamne! Ai, domne. Mai grea moarte, mai teribilă moarte, răstignirea inventată de romani, răstignirea. Putea să stea un om pe cruce încă viu mai mult de 24 de ore și două zile sau trei zile până când murea. Imaginați-vă cechin și durere continuă. Tot felul de ucideri groznice. Imperiul asirian, asirienii care au venit împotriva lui Iuda, pe vremea lui Ezechia, împăratul Sanherib și generalul Rapșache, când au venit și au asediat cetățile din Iuda, poporul s-a îngrozit s-a îngrozit pentru că șanse ca să fie prinși, prinși și omorâți erau aproape sigure. Dar iată ce spune Ezechia, 2 cronici 32 cu 7. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați în, înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Și vreau să vă spun că ei erau puțini în comparație cu ceilalți și pregătirea lor militară. Când vezi o armată care umple câmpia și îți înconjoară cetatea și se așează acolo și spune noi avem timp până când înflămânziți voi, până când vi se gata mâncarea, avem timp și după aia intrăm. Avem timp și așteptăm, asta însemna asedierea unei cetăți. Dar Ezechia spune cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Povestea e lungă. Rabșache a venit din partea lui Sanherib și a zis, mă, oameni buni, nu vă încredeți nici în cuvintele lui Ezechia, nici în Dumnezeul vostru, mă, oameni buni, fiecare popor pe care l-am cucerit a avut un Dumnezeu. Dar i-am făcut praf. Am făcut praf lor. I-am ars pe toți Dumnezeii. Și am călcat în picioare pe toți dușmanii. Toate cetățile până aici le-am cucerit. Voi n-ați auzit de noi? De ce? În ce vă încredeți voi? Ce nebunie e asta? să vă puneți încredere în, în cuvintele lui Ezechia. Cum am făcut cu Dumnezeu celorlalte popoare, așa vom face și cu Dumnezeul vostru. Cum am făcut cu celelalte popoare, așa vom face și cu voi. Așa că dați-vă bătuți de la început. Ce frumos e descris în, în doi împărați, în capitolul 19. Aici sunt mai multe mai multe detalii, cum s-a de, desfășurat acest dialog. Și iată ce răspunde Ezechia la, la acest mesaj de la împărat. Da, Doamne, doi împărați, capitolul 19, versetul 17. Da, Doamne, este adevărat că împăratul Asiriei, împărații Asiriei, au nimicit neamurile și le-au pustit țările, adevărat. Și că au aruncat în foc pe Dumnezeii lor. Și asta e adevărat. Dar ei nu erau Dumnezei, ci lucrări făcute de mâna omului. Erau lemn și piatră și au nimicit. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Saherib ca să știe toate împărățiile Pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne, slăvit să fie în numele Domnului. Frați și surori, popor al Domnului, în fața oricărui dușman, să nu te temi. că dacă Dumnezeu e cu tine, ai majoritatea de partea ta. Știți ce s-a întâmplat în următoarea noapte? Vă aduceți aminte? Un înger al Domnului a omorât câți? 185 de mii de soldați și căpetenii și general și colonel și din armata Asiriei. 185 de mii și când s-au trezit dimineața, cei care au mai fost în viață au văzut doar niște trupuri moarte acolo. Au luat-o la fugă, s-au întors acasă și împăratul a ajuns acasă și arată Scriptura că copiii lui l-au omorât. omorât. cu sabia, copiii lui l-au omorât. Pentru că a vorbit despre Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, ca despre alți Dumnezei făcuți de mâini omenești. Noi slujim un Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Noi slujim un Dumnezeu care este stăpân peste viață și moarte. Da, El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor și Regele Regilor. Nu ne teme, nu te teme. Nu știu ce confruntări ai. Nu știu cine e împotriva ta. Dar dacă Dumnezeu e cu tine, nu trebuie să te temi. Să fim întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Cel mai mare dușman e diavolul, e lumea și păcatul. Cu Dumnezeu vom birui. Orice dușman cade în fața Dumnezeului cel atotputernic. Binecuvântat să fie numele Lui. Când pleci în seara asta din casa lui Dumnezeu, să pleci cu curaj. Nu te teme. Nu te teme de ziua de mâine. Nu te teme de moarte. N-are rost că nu o poți ocoli. Oricum, ea vine mai devreme sau mai târziu. Nu te teme de moarte. Și nu te teme de dușmanii care se ridică împotriva ta și a sufletului tău. Dacă Dumnezeu este cu tine, vei birui. Și noi ne rugăm, Doamne, fii cu noi și rămâi cu noi.